Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor! Lăudați-L în locurile cele înalte! Lăudați-L toți îngerii Lui! Lăudați-L toate oștirile Lui! Lăudați-L soare și lună! Lăudați-L toate stelele luminoase! Lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri! Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos, de pe pământ, balaur de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năpraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pom roditor și cedri toate, fiare și vite, toate târătoare și păsări înaripate, împărații pământului și popoare, toate, voievoți și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai Lui, numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai presus de pământ și cerul. El a înălțat tăria poporului său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, poporul de lângă El. Lăudați pe Domnul. Amin. Observăm cum toată creația este îndemnată să laude pe Dumnezeu nostru, pe Tatăl nostru cel Ceresc. Doamne, Te slăvesc și Îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare. Când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul Său, El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să Îi cânt. Doamne, Te slăvesc și Îți mulțumesc. Mulțumesc pentru bunătatea-ți mare.
Al tău sunt eu, dar cuvântul zice că toate s-au iertat, dar doresc a fi tot mai aproape, să nu rămân depărtat.
Inima mi-e goală, nu mai știu ce cred. Totul e ruină și mă simt singur. Îmi întreb privirea către cer și strig: Doamne, doar Tu poți să mă ridici. Mă smeresc acum și recunosc puterea Ta. Mă închin cu toată ființa mea. Doamne, întru-mă în pașii pe cărarea vieții, căci am fost pierdut, dar mai găsit. Vreau să umpli inima din nou cu harul Tău. Nu-i nimic în lume să mă împlinească, doar iubirea Ta m-a întărit. Te voi lăuda cu tot ce sunt, Iisuse, spun. Să mă împlinească, doar iubirea Ta m-a întărit. Te
voi lăuda cu tot ce sunt, Iisuse scump. Amin. Amin. Nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima, spre alții vești milă de sus, fă-mi și mie așa. Cântarea 303. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăbădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire, căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd,
Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Amin. Așa este, Domnul Dumnezeu nostru este adăpostul chiar și în vremuri ca și acestea, în vremuri în care ne-am dorit mult să ne adunăm, e dor de voi și cred că și la voi vă este dor de fie de noi toți. Domnul să vă binecuvânteze acolo unde sunteți prinți și prințese ale cerului, așa cum zice un frate drag. Domnul să vă binecuvânteze și așteptăm cu drag să ne îmbrățișăm și să ne vedem. A fost o cântare, o variantă a Psalmului 91, Cel ce stă sub ocrotire, că am mai cântat-o aici, o exprimare mai tinerească, aș putea să spun, Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește în umbra celui tare de nespus, zice pururi despre Domnul, El e cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt de sus și se odihnește în umbra celui tare de nespus. Zice purul despre Domnul, El de cetățuia mea, Dumnezeu meu în care mă încred și voi scăpa.
se va apropia. Doar vei sta și când privire împrejur cu ochii tăi, vei vedea norocirea și răzplata celor tăi. Nu te teme, căci de tine nu se va apropia. Ce frumoase făgăduințe din partea lui Dumnezeu și mai ales în aceste vremuri mai dificile. Tot așa spune și Psalmul 46, din care este inspirată următoarea cântare: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Dumnezeu ne este adăpost, sprijinul și ajutorul nostru, care nu lipsește niciodată în necazuri când este chemat. Nu ne teme de sarcina, munți înalți, pământul de-a crăpat, marea-n val nu te-a spumegat, eu știu că Domnul e. Eu știu că Domnul e de partea mea.
Și acum am o surpriză pentru voi. Am primit din partea unei familii dragi o cântare și câțiva psalmi pentru noi. Nu o să vă spun prea mult, este o surpriză, așa că urmează să vedeți și voi surpriza și să vă bucurați de binecuvântarea pe care am primit-o. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă se zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă munții vor cădea și dealurile s-ar desprinde, dragostea mea nu va seca, ci tot mai mult se va aprinde. Când valuri se vor ridica să te înnece, nu te teme, de glasul meu vor asculta. El poate liniștea să cheme. Te voi călăuzi mereu și sufletul-ți voi stătura. Vom fi împreună, tu și eu. Te voi feri cu umbra mea. Te iau de mână, te întăresc cu dreapta mea piruitoare. Eu nu te las, căci te iubesc și pentru tine dau popoare. Poate uita o mamă, un fiu, totuși eu nu te voi uita. Căci eu sunt Dumnezeu cel viu și prețuiesc inima ta. Și împlinirea îți mulțumim.
știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Amin. Vă îmbrățișăm cu drag și așteptăm cu nerăbdare să ne revedem. Domnul să fie cu voi, cu toți. Amin! 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 Mulțumim Domnului și mulțumim în mod special surorii Raluca, lui Marcus și lui Amadea. Domnul să-i binecuvânteze și să le răsplătească pentru surpriza și binecuvântarea pe care ne-au adus-o. Și să mai facă și altă dată, să ne mai facă această bucurie și alții care doresc să transmită un mesaj, poate, sau o cântare care aș dori să o prezint duminică, aș fi bucuros să mi-o trimită și să o pun duminică. Să faci, o Iisuse, din inima mea o harfă divină să cânți tu cu ea și în corzile sfinte să sune mai plin acordul iubirii măreț și sublim. Cu un singur cuvânt, tu prin Duhul tău cel Sfânt,
Ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă tu mai întâi m-ai iubit. Să spun cât de mult te iubesc.
mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți da e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să spun cât de mult te iubesc. Am auzit o veste că Iisus veni din slavă și la Golgota, în locul meu, a fost crucificat. El mi-a luat povara și mi-a dat în dar iertarea. Prin jertfa Lui victoria de acum am câștigat. Mulțumim Domnului pentru vestea care ne-a adus-o. Am auzit o veste că Iisus veni din slavă și la Golgota, în locul meu, a fost crucificat. El mi-a luat povara și mi-a dat în dar iertarea. Prin jertfa Lui victoria de-acum am câștigat. Victoria în Iisus mi-a dat salvarea. Prin Sfântul Său sânge El m-a răscumpărat. Întreaga mea iubire doar Lui îi se cuvine. Prin El am victoria, spălat sunt de păcat. Am auzit de Domnul, de puterea Lui cea mare, cum pe cei bolnavi i-a vindecat, pe morți a înviat. Eu am strigat, o, Doamne, te îndură și de mine. Și-n viața mea victoria Iisus a câștigat. Victoria în Iisus mi-a dat salvarea. Prin Sfântul Său sânge El m-a răscumpărat. Întreaga mea iubire doar Lui se cuvine. Prin El am victoria, spălat sunt de păcat. Am auzit că Domnul mi-a zidit o casă în ceruri și în acel locaș de străluciri la masa Lui voi sta. Cu îngerii în coruri în mărirei voi da slavă și cântecul victoriei atunci vom cânta. Victoria în Iisus mi-a dat salvarea. Prin Sfântul Său sânge El m-a răscumpărat. Întreaga mea iubire doar Lui se cuvine. Prin El am victoria, spălat sunt de păcat. Victoria în Iisus mi-a dat salvarea. Prin Sfânt
cuvântul său sânge, el m-a răscumpărat. Întreaga mea iubire doar lui se cuvine. Prin el victoria, spălat sunt de păcat. Prin el victoria, spălat sunt de păcat. Doar prin el suntem și vom fi miluitori. Dacă sunt ceva, salutăm. Claudiu, frate Claudiu, te rog să dai citire. Filip, Alexandra și Cosmin, Domnul să vă binecuvânteze, dragii noștri, să vedem și mai sus, poate tuturor, foarte frumoase cântări pentru inima, vă salutăm cu iubire, Isaia 57 cu 15 și Psalmul 130 de la sora Ligia Conesco. Așa, fratele Gheorghe Calotă, ne salută cu Efeseni 6, 23 cu 24. Și să vedem mai jos dacă mai este ceva. Nu, mai jos nu mai avem. Vrem toate să dăm citire, dacă... Efeseni 6, 23 și 24. Pace fraților și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Amin. Și sora Ligia Conesco, așa? Conesco, da? Așa? Wow. Așa, Isaia 57, da, 15. Isaia 50? 57 cu 15. 57 cu 15 spune așa. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Amin. Mulțumim frumos. Și mai avem Psalmul 130, tot de la sora Ligia, dacă vrei să-l citești, da? Dacă vrei. Psalmul 130? Da, la citesc. Din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea minte a nelegirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, dar mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, căci la Domnul este înturarea și la El este perșut de răscumpărare. El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile Lui. Amin. Amin. Atât? Mulțumim. Mulțumim, sora Alice, mulțumim, frate Ghiță și tuturor care ne urmăresc și sunt cu noi pe calea internetului. Am dorit ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare acolo unde sunteți, să vă țină în dragostea Lui și să vă rugați pentru noi ca să putem duce serviciul acesta până la capăt cât va ține acest timp mai dificil și să ne rugăm pentru vremuri de înviorare când Dumnezeu va face din nou posibil să ne vedem și față în față. Așteptăm cu drag acel timp. Până atunci, vă las cu pacea și harul Domnului, așa cum am citit, și vom încheia acest serviciu cu mulțumindu-vă vouă că ați fost alături de noi, mulțumindu-vă lui Raluca, Marcu și Ana, care ne-au bucurat astăzi, și vouă tuturor, și dorim ca și alții care doriți, poate aveți o poezie, poate aveți o cântare, să mai trimiteți, să inveseliți și pe ceilalți. Vom încheia serviciul de astăzi cu cântarea O rămâi cu darul tău la noi, Iisus Hristos, și ne apără de rău cât vom fi aici jos. Iar fratele Iosif ne va conduce în rugăciunea de încheiere.
jos și